luni iulie, în ziua întâi, pomenirea Sfinților Ucenici și Doctor fără de Arginț, Cosma și Damian, cei ce au mărturisit în Roma. Aceștia au fost din marea cetate a Romei, în zilele împăratului Carus, fiind frați și cu meșteșugul doctori, vindecând nu numai oameni, ci și dobitoace, și ne luând plată de la cei ce se lecuiau decât credința și mărturisirea lui Hristos. Deci au fost părâți la împărat că prin meșteșug vrăjitoresc fac vindecările și că astfel, în fiecare zi, părăsind închinarea la idol, mulți se apropie de Hristos. Și a trimis împăratul îndată ostași ca să-i prindă și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și ostașii, mergând în satul de lângă Roma, unde sfinții aveau locuința lor de la părinți, nu i-au aflat, deoarece credincioșii îi siliseră pe sfinți să se ascundă într-o peșteră. Deci ostașii, mâniindu-se, au prins pe niște bărbați cinstiți din satul acela și, legându-i în lanțuri, i-au dus la Roma. Aflând de aceasta sfinții Cosma și Damian, nerăbdând ca alții să sufere în locul lor, au ieșit din peșteră și s-au predat singuri. Deci ostașii, eliberând pe acei bărbați, au pus în lanțuri pe sfinții Cosma și Damian. Iar a doua zi, pe când împăratul sta la judecată, iar sfinții își mărturiseau credința lor în Hristos, deodată capul împăratului s-a sucit cu fața la spate și nu mai putea să-l mai întoarcă. Dar cu acest prilej, împăratul însuși s-a izbăvit din păgânătate, că a fost tămăduit de dânsii crezând în Hristos. El și toată casa lui, eliberând pe sfinți pe care i-a trimis la locul lor. Dar dascălul păgân al sfinților, cel care îi învățase pe ei meșteșugul vindecărilor, nerăbdând slava pe care oamenii de la sate o aduceau sfinților doctori fără de arginț, la îndemnul vrăjmașului a primit în inima lui gândul lui Caien. Și sub cuvânt de a culege împreună buruieni de leac, pe un munte i-a despărțit pe cei doi frați unul de altul și i-a ucis cu pietre. Și așa s-a învrednicit de cununile mucinicești de la Hristos, căruia i se cuvine slavă și cinste în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric pentru folosul sufletului. Un frate oarecare a mers la muntele Feremului la un bătrân mare cu viața și foarte iscusit în fapte bune și, închinându-se după obicei, l-a întrebat pe el zicând: „Ce voi face, părinte, că îmi piere sufletul?” Răspuns a lui bătrânul: „Pentru ce îți piere sufletul?” Răspuns a fratele: „Eu, părinte, când eram în lume, în viața mirenească, foarte mult posteam și rugăciuni și privegheri făceam și multă râvnă sufletească și umilință și lacrimi aveam. Dar dacă m-am lepădat de lume și m-am făcut călugăr, nici unele din aceste bunătăți nu le mai văd la mine.” Zisa lui bătrânul: „Să mă crezi, fiule, că aceste bunătăți ce-mi spui că le făceai când erai mirean, toate pentru mândrie și lauda oamenilor le făceai, că aveai și îndemnător spre aceasta pe cel ce în taină se lupta cu tine. Și acele fapte ale tale nu erau primite de Dumnezeu. Pentru aceea nici diavolul atunci nu te lua în seamă, nici nu îți sta ție împotrivă cu război, ca să-ți ia sporirea ta. Iar acum te vede pe tine că ai ieșit la luptă cu el,
pentru aceea și el se întrarmează împotriva ta. Însă mai primit și mai plăcut este lui Dumnezeu un psalm pe care îl vei citi acum cu smerenie decât 1000 de psalmi pe care îi citeai în viața ta mirenească cu mândrie. Zisa iarăși fratele, eu, părinte, acum nici să postesc nu pot, că toate faptele cele bune s-au luat de la mine. Zisa lui bătrânul, frate, să-ți ajungă ție ceea ce ai, dar rabdă cu mulțumire și te vei folosi. Iar el se împotrivea zicând, cu adevărat, părinte, perit este sufletul meu. Atunci bătrânul a început a-i zice lui așa, crede-mă, frate, că nu voiam să-ți spun ție cele ce am să-ți zic, ca să nu-ți slăbească gândul tău, că te văd foarte înșelat de vrăjmașul diavolul și ești aruncat într-îndăvie și în deznădejde. Dar ascultă, fiule, sfatul meu și lasă părerea aceea că viețuiai și făceai bine când erai în viața mirenească. De vreme ce toate acele fapte ale tale din viața mirenească erau din mândrie, precum au fost și faptele fariseului aceluia, care pentru bunătățile lui, cele cu multă mândrie, îi păreau lui că este mai plăcut lui Dumnezeu decât toți oamenii și cu acoperire a lui din mândrie și a pierdut toate ostenirile lui. Iar tu acum, smerindu-te înaintea lui Dumnezeu și părându-ți-se că nu faci nicio faptă bună înaintea lui Dumnezeu, această smerenie, fiule, îți ajunge ție spre mântuirea sufletului tău. Că și vamișul, care nicio bunătate nu făcuse, cu o smerenie ca aceasta s-a îndreptat, că mai plăcut este lui Dumnezeu omul care se găsește păcătos și leneș și cu inima lui înfrântă și smerită, decât cel ce face multe bunătăți și se înalță în gândul său, socotindu-se pe sine că este mare și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Acestea, auzind fratele, a luat mare folos și multă mângâiere în sufletul său și s-a închinat bătrânului până la pământ zicând, să știi, părinte, că astăzi mi-a mântuit sufletul meu. Și așa s-a dus, mulțumind lui Dumnezeu. Pentru această zi, învățătură a Sfântului Mir. Vezi, fiule, că scurtă este viața oamenilor și pentru aceasta dator este omul să nu uite niciodată moartea, ci ori de stă, ori de umblă, ori dacă lucrează, ori mănâncă, ori bea, să aibă frică de Dumnezeu și gândul la moarte. Iar în gură psalmi să aibă, rugăciuni și laudă lui Dumnezeu. Sufletul omenesc se află între îngeri și draci. Și îngerul îl îndeamnă și îi arată și îl învață cele spre fapte bune, iar dracul îl îndeamnă la păcate. Iar sufletul are putere să urmeze oricui va voi, ori îngerului, ori dracului. Pentru aceasta ia aminte, să nu superi pe îngeri, să știi că postul și înfrânarea și privegherea domolesc poftele și nu le lasă pe ele să crească, iar liniștea și rugăciunea și dragostea de Dumnezeu cu totul patimile rușinează și de este creștinul îndelung răbdător și milostiv, acestea mânia o fac cu totul nelucrătoare. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur către bogații care nu fac milostiv. Pentru ce te mâhnești, omule, de milostenia cu cele trecătoare, nevrând să dai săracului, că fără milostenie nici tu nu vei lua de la Dumnezeu împărăția cerului.
pentru ce lepezi dumnezeiasca învățătură cea pentru milostenie, că dacă nu lucrezi, apoi și de botez ți se cade să te lepezi, sau de te socotești a fi credincios, apoi ce vei răspunde judecătorului, că pereții tăi îi îmbraci cu podoabe, iar pe oameni nu îi îmbraci, ca ei îi împodobești, iar pe săraci, goi fiind, îi treci cu vederea. N-ai miluit și deci nici tu nu vei fi miluit. N-ai deschis săracului casa ta, ți se va închide și ție raiul. N-ai dat pâine celui flămând, nu vei lua nici tu viață veșnică. Arată-ți, omule, faptele, zice Domnul, și-ți vei lua plata, că nimeni, după închiderea târgului, nu face negoțătorie, nici după război nu se arată eroi, nici după serbare nu se încununează cineva. Așa și cu bogăția ce nu s-a cheltuit în milostenii. Cum vor lua bogații împărăția cerurilor și se vor izbăvi din chinuri, dacă săracii, miluiți de ei, nu se vor ruga pentru sufletele lor? Căci cei care au luat mâncări și îmbrăcăminte și arginți pentru viața lor și cu bună credință s-au ostenit, aceia pot a-i scăpa de osândă pe bogații cei milostivi. Drept aceea, sârguiți-vă voi cei bogați a face milostenie, ca să luați milă de la Domnul nostru, Iisus Hristos. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.